acum câteva zile, vreo 10 zile, am venit pe la el să-i spun, băi Gigi, ieși afară, dă-mă câteva sute să-mi fac mașina. Mi-a dat Niro 1500 și am băgat banii într-un Citroen 8. Unde dorm și acum, că eu n-am casă, n-am nimic, vezi că am brățară pe picioare, pe... din cauza nevestii mii care, mă rog, a ascultat-o justiția numai pe ea. Un abuz cras. Și am spus, dăm câteva sute să-mi repar și o mașină, să plec afară, că mă leg aici, ieși afară. Bă, băiatule, cum, dar când am vorbit pentru tine în defavoarea lui Sandu Geamă, nu a fost bine? Păi ți-am plătit atunci câteva mii. Păi dă-mi, bă, câteva sute să-mi fac și eu mașina. Ieși afară, mă. Zici, bă, ești nebun? Eu mă urinez pe badica, zici, vrei să te bat? Gigi e un fariseu, ce să zic, am ieșit afară, ce puteam să mai zic eu că... Prima oară, când am ieșit de la pușcărie, l-am interpelat acasă și mi-a dat două hârtii de 200 de lei. După aia mi-a mai dat 100 la palat și după aia m-a dat afară. Zic, unde mă dai tu, mă, pe mine afară? Când eu umblam pe aici, tu te urinai pe cozona să crească. Nu ți-e rușine, mă? Toată viața ai fost donator prin Calea Victoriei, pe la 700 de mii de case de jucători de barbut. I-au luat banii și Iorga Mihai, tovarășul lui Gine Iorgulescu și la Urga Rădulescu, și la Remi, Dracu, Mălai Mare, toată lumea, la table, la asta, era un donator total. După aia nu se mai putea juca cu el, că cum să joci cu el dacă joacă cu Mitică Dragomir, 10 lei linia, 20.000, 10.000 marțul, 20.000. 10 cu 20. Păi, nu ai cum să iei banii, că joacă în forță. Dar, mă rog, în rest știu că i-a pasat afacerile imobiliare lui Fisa, lui Teodora, el se ocupă mai subțire. Atât, respectul meu pentru el e numai vis-a-vis că a ținut steaua. A ținut steaua și a mai pompat bani. De câte ori n-a lăsat actele palatului și lui Florin Chinezu, și lui Nuțu, și lui bani mulți. Dăm 3 milioane că îți dau 4 după o săptămână.